Polițiștii de frontieră din cadrul inspectoratului Sighetu Marmației și cei de la Rădăuți au descoperit în ultimele 24 de ore 8.000 de pachete de țigări de proveniență ucrainiană în valoare de aproximativ 70.000 de lei. În urma celor constatate, 4 cetățeni români sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, un autoturism a fost indisponibilizat, iar întreaga cantitate de țigări a fost ridicată în vederea confiscării. Patru tineri suceveni s-au gândit să pună vigilența polițiștilor de frontieră din comuna Brodina la încercare, însă nu le-a mers. La vederea mașinii în care se aflau cei patru în zona Falcău și existând suspiciuni că ar transporta țigări de contrabandă, polițiștii de frontieră i-au invitat la sediul din Rădăuți în vederea efectuării unui control amănunțit. La efectuarea controlului corporal asupra persoanelor a fost descoperită ascunsă o cantitate de peste 500 de pachete cu țigări. Tinerii s-au ales cu dosare penale, marfă confiscată și mașina în valoare de 6.450 de lei, indisponibilizată în vederea continuării cercetărilor, la final urmând a fi luate măsurile legale ce se impun. Cât privește cazul din județul Maramureș, polițiștii de frontieră au descoperit în zona de frontieră, pe direcția localității Săpânța, 15 colete cu țigări de proveniență ucraineană. În urma inventarierii coletelor s-a dovedit că acestea conțin 7.500 de pachete de țigări, în valoare de peste 64.000 de lei. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă și trecere ilegală a frontierei de stat, iar întreaga cantitate de țigări a fost confiscată.